Salutare tuturor, eu sunt Robert, iar astăzi o să vorbim despre un acumulator extern de 6000 mAh, un acumulator al celor de la FND, modelul Slice T1. Este un acumulator premium cu un preț destul de mare. Vine într-un ambalaj destul de plăcut, un capac metalic. Pe față avem specificat că este extrem de ușor, rezistent la șocuri și are o textură plăcută la atingere, compatibil cu aproximativ toate device-urile. Partea stângă avem câteva dintre specificații, faptul că este un acumulator de 6000 de mAh, care are două USB-uri, o textură, un plastic care imită textura și un indicator cu 4 LED-uri. Pe partea din spate avem specificat că este un acumulator polimer cu intrare de 5V 1,5A, ieșire de 5V 2,1A, capacitate de 6000. Haideți să vedem cum arată. În cutie avem, bineînțeles, acumulatorul, cablu micro USB-USB, un manual de utilizare care nu este în limba română, doar în engleză. Talonul de garanție. Haideți să revenim la acumulator. Are o carcasă din plastic care imită textura pielii. Este foarte ușor, subțire, extrem de subțire. O capacitate de 6000 de miliampere, este extrem de subțire. Acumulatorul vine și cu cablu micro USB, USB incorporat. Poate fi luat oriunde datorită dimensiunilor reduse și ne scutește de a căra un cablu după noi micro USB. Putem încărca un device și putem încărca acumulatorul. Are un UFO micro USB și una USB 2.0. În partea de sus avem încă o mufă USB 2.0 cu ieșire de 5V 2,1A, o mufă micro USB și un buton care aprinde cele 4 LED-uri pentru a vedea nivelul bateriei. Atunci când sunt toate 4 aprinse, acumulatorul este la 100%, când sunt doar 3, 75%, doar 2, 50%, doar unul, 25%. Este destul de compact și foarte ușor. Atunci când conectăm un device, cele 4 LED-uri se aprind. Vine și cu cablu micro USB în pachet, care are o lungime de aproximativ, cred că 50 de centimetri. Este un acumulator premium, destul de scump și are încă o funcție destul de interesantă. Poate scoate curent și pe mufa micro USB în care se încarcă. De exemplu, dacă aveți un mini ventilator care se conectează la telefon, mufă micro USB, îl puteți folosi la acest acumulator. Destul de interesant,
Am testat foarte mulți acumulatori și la niciunul nu am descoperit funcția asta, deși am încercat. Merită toți banii, îl găsim la un preț de aproximativ 120 și ceva de lei, 130 până la 170 de lei. Îl recomand cu plăcere. Până data viitoare, numai bine!